Peste 10.000 de oameni s-au strâns în mai multe orașe din țară și au protestat față de modificările la legile justiției. Oamenii au scandalozinci împotriva PSD, dar și împotriva ministrului Tudorel Toader. La Cluj au fost peste 4.000 de manifestanți, la Sibiu au fost peste 3.000, iar la Timișoara peste 2.000 de oameni au participat la protest. În cele mai multe orașe din țară, manifestanții au pornit în marș pe străzi. Oamenii spun că sunt nemulțumiți că parchetele devin subordonate intereselor politice, iar în această săptămână senatorii au dat un aviz negativ unui proiect de lege care împiedică pe condamnații penali să ocupe funcția de președinte al României. Persoanele din județul Olt aflate în căutarea unui loc de muncă pot profita de ofertele de lucru în străinătate. Finlanda caută montatori izolați. 30 de astfel de locuri de muncă sunt puse la dispoziția celor interesați. Muncitorii pot câștiga în jur de 13 euro pe oră. Se lucrează la izolarea împotriva incendiilor, a țevilor de ventilație și a altor țevi care trec prin clădirea principală a amplasamentului. Programul de lucru este de 40 de ore pe săptămână. Sunt necesare cunoștințe de limba engleză, dar și experiență minimum un an. De asemenea, se oferă sprijin în găsirea unei locuințe cu preț rezonabil al chiriei, aproximativ 100 de euro pe săptămână. În primele 9 luni ale anului, consumul privat a crescut în ritm anual cu 9,8%, arată datele transmise luni de Institutul Național de Statistică. După primele 8 luni, viteza de creștere era de 9,3%. Creșterea vine din zona comerțului cu produse nealimentare și a vânzărilor de carburanți. Afacerile din comerțul cu amănuntul din luna septembrie 2017, comparativ cu luna precedentă, a scăzut per ansamblu cu 4,9% datorită scăderii comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun și vânzărilor de produse nealimentare. Peste 450.000 de autoturisme au fost înmatriculate pentru prima oară în România în primele 9 luni ale acestui an. Înmatriculările noi de vehicule rutiere se referă la vehiculele rutiere înmatriculate pentru prima dată în țara noastră, acestea cuprind vehiculele noi, inclusiv cele achiziționate în leasing, precum și vehiculele la mâna a doua din import. În trimestrul 3-2017, comparativ cu trimestrul corespunzător din anul 2016, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creșteri la toate categoriile. Cea mai semnificativă fiind la categoria autoturisme cu 32,7%. În luna august a acestui an, numărul turiștilor cazați în Olt a crescut cu peste 50% față de aceeași lună anului trecut. Cifrele reprezentanților Direcției Regionale de Statistică Olt arată că în această lună peste 4.000 de persoane ne-au vizitat județul, cu peste 57% mai mult față de luna august 2016. Din totalul de 4.300 de turiști, 3.700 au fost cazați în hoteluri, 456 în pensiuni turistice și 190 în pensiuni agroturistice. În optările în structurile de primire turistică în luna august 2017 au înregistrat o creștere cu 21% față de cele din aceeași lună anului trecut.